Băi, să nu vă vină să credeți. Mamă, chiar tragem. Ia, stați așa. Ia uite, vedeți? Ah, mi se mișcase un pic undița. Ca să nu vă vină să credeți. Am venit la pește. Cu ce credeți? Ia uitați. Băi, ești nebun la cur. Nu zic că sunt primul vlogger, frate. Dar ești nebun, se mișcă Pluta acolo, să trăiască familia ta. Azi am decis să nu mă mai duc la cu Uber-ul la treabă. Am zis să stau un pic, mai am de făcut niște treburi pe acasă. Am zis, hai să ies un pic la pește să vedem cum merge. Inițial am venit cu bicicleta lui nepotul meu, o bicicletă de aia 3 sferturi, am cumpărat-o acum câteva zile de la Decathlon. Și am zis, hai să ies un pic să vedem cum merge. Am avut acasă o undiță de asta, o telescopică de 4 metri, mai am una de 3, una de 4. O să le iau, o să vin și am închiriat de fapt bărcuța unui prieten, se vede. Ce vorbești, mă? Ia uite, sunt în mijloc cu naturii, să moară Larisa. Deci n-am avut cum să filmez, am și camera GoPro cu mine și n-am avut cum să filmez. Băi, fraților, e absolut criminal, ești nebun să mergi cu barca pe aici? Deci e marfă, chiar mișca. Uite și acum mișcă, ia să vedem dacă se vede. Deci în dreptul la... O fi apa prea mare, boss? Mamă, să trăiască familia voastră. Ce credeți? Pescarul lupește? Am rupt și pluta, nici nu știu, am pus-o invers acum, că s-a rupt, se prinde din două părți și nu știu cum filmează telefonul ăsta pe selfie, e pe nouă, Huawei-ul. Oricum, cred că filmează destul de ok. Băi, nu-mi vine să cred, boss, am zis, haide mă să mă duc să dau puțin la pește, să vedem cum merge. În general, văd că e apa destul de limpede, adică pur și simplu nu se vede bălăceală de-aia. De fapt, hai că o să întorc invers camera ca să vedeți cum stau aici. Ia uitați, am băgat bățul ăsta aici, ăsta e cârma, ca să nu mă duc, ca să nu mă ducă vântul. Unul acolo, unul aici. Mamă, zic că e schimbător, zic că sunt cu tractor de la aici nebun. Și așa stă băiatul. Apa e destul de ok, abia mi s-au uscat picioarele, dar e rece. Haide bă, ok. Adică stau și cu picioarele în apă. Și cam pe acolo e Pluta. Dar văd că acum nu se mișcă, dar cred că am pus o râmă albă și sunt convins că o să pun una roșie să meargă mai bine. Ia uitați unde sunt, chiar în mijlocul băltoci. Ești nebun la cor. Dacă am căzut, aici mi-a căzut telefonul. Aici mi-am luat și GoPro-ul, să vede. Mamă, și să vedeți ce șmecher e barca asta. Adică de fapt e o cameră de remorcă. Vă care 454 de petice. Dar uite că e șmecher, are un lemn de ăsta care stai cu fundul pe el. De aici ai, se umflă în caz de... Dacă am căzut în apă, gata, s-a terminat. Mă duc în not până la mal. Mamă, ia mă, ia, ce am eu aici? Băi, o râmă destul de handicapată. Nu știu dacă se observă. E o râmă cam proastă. A? Apa cum e? Hai mă, că e mișto apa aici, nebun la cur. Pescarul lupește. Mamă, n-am avut timp să fac o capcană pentru pești, dar revin imediat. Băi, fraților, e destul de frumos, e foarte frumos să stai la pește. Văd că s-a și norat, ne putem da răpălia asta jos, dar o lăsăm aici ca să dea bine la pește. E absolut frumos, adică e belea rău de tot, ești nebun. Ce mărfă e să stai așa, bate vântul și mă duce cu asta, poate gata. Mai sunt două undițe. Mamă, îmi trage, ești nebun la cur? Stai așa, să pun telefonul în partea asta la altă. Ia. Sincer să fiu, nu cred că... De fapt, am pus râma, cred că are 2 metri, e o râmă de aia, cam așa, la un ac de la cam așa. Ei, exagerez, nu sunt chiar atât de... Am palou la pescuit, adică am mai pescuit și eu și mi-a plăcut foarte mult și îmi place. Oricum, la râmă i-am făcut fundă pe ac, să nu cumva să cadă. E marfă că nu bate vântul. Seara se prinde mai ok pește. Bine, eu n-am venit acum să prind, că vă dați seama, mă umplu de pește acum, mă umplu frigiderul de pește. Că să moară Larisa, de nu fac 20 de minute până la obor și umplu frigiderul de pește, gata, prins, pe alese, pe gustat. Deci data viitoare o să-mi iau camera GoPro, să o pun aici, pe bărcuța asta. Hai că o să, cam de aici, se vede cel mai bine. O să prind pe bărcuța asta, în față, pe undeva,
Și o să-mi iau două vâsle de acasă, că eu am avut doar două bețe de astea și nu prea puteam să pescuiesc. Bineînțeles că nu mi-am luat gimbalul cu mine, de-aia se mai mișcă telefonul așa. Ia să vedem, poate prindem ceva. Prindem, nu prindem, mi-a plăcut foarte mult să mă plimb cu această mini bărcuță. Poate îmi cade telefonul în apă, să vedeți cum dau. Deci mi-am mutat locul. Nu știu cum se face, dar cred că e o perioadă cam prostănacă, pentru că văd că nu prea merge peștele așa mare, mare, mare. De fapt nu merge nici ăla mic. Și ce am observat eu, în timp ce mergeam cu barca ușor, o grămadă de pești. Am văzut și un biban. Băi frate, deci chiar e bibanul ăla cu dungi așa frumos verde deschis. Da, e balta cam mică. Asta e balta unde, și aici sunt exact unde am spart atunci gheața ca să bagă GoPro sub apă. Și asta e balta unde m-am plimbat cu ATV-ul iarna, unde am făcut baie atunci cu băieții. În partea aia exact pe acolo. Pentru vara asta, că o să înceapă căldura, presupun că de luna viitoare se poate începe baia la această gârlă. Vreau să construiesc de acasă o trambulină, ceva gen, mamă, la pește. O trambulină să sar cu prietenii mei, să facem amintiri din copilărie la poate bate un puș în cărămă și apca și cade și telefonul în apă și poate mă răstorn. E apa destul de limpede, în general ar trebui să rupă. Mai am două undițe acasă, cum v-am spus, și mai trebuie să-mi iau încă două seturi de gută cu ac și cu plumb, cu plută. Și cred că o să merg mai o baltă în partea aia altă, unde m-am dat cu elefanții, cu Sania, iarna trecută. Băi, frații mei, trebuie să încercați chestia asta, adică să dați la pește, să veniți la pește. Nu știu, e foarte relaxant. Se aude așa de frumos toate păsărelele astea care grângăne așa. Pescăruși ăștia frumos care pescuiesc și se uită la mine și zice: bă, fraiere, n-ai cum să prinzi o pește mai mult decât mine. Și cam așa e. E într-adevăr și pescuitul ceva foarte frumos, adică eu m-am plimbat cu bărcuța asta, dar îmi pare rău că nu am cum să filmez. O să-mi iau casca, de fapt, și o să-mi pun GoPro-ul pe cască și o să vedeți când merg așa cu bărcuța, să vedeți ce frumos e și să vedeți o grămadă de pești. Știți bine că eu nu vă mint, chiar dacă în general se spune că pescare mint. Chestia e că mai bine merge seara peștele, cel puțin pe aici unde e gârla asta foarte mică, seara și dimineața. Zilele următoare voi face câteva capcane pentru pește, cu plasă, cum v-am spus, cu plasă foarte fină, să nu mai iasă niciun pește decât cei mici, 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 mici și nici aia. Vreau neapărat să facem această comunitate foarte mare, să facem lucrurile care ați dori să le faceți voi și eu le fac în timpul liber. În seara asta trebuie să filmez și melodia abonaților, nu am uitat de ea. Am trecut și pragul de 40.000 de abonați, ceva foarte frumos. Și îmi pare bine că sunteți alături de mine. Cred că peste o săptămână, două săptămâni, o să fac un semi-fan meeting. O să ne întâlnim în IOR, în parc, cei care sunteți din București. Și ne plimbăm acolo cu bicicletele, cu trotineta, cu rolele. Facem un vlog frumos, facem poze, dăm autografe. Da, o să mă duc acasă că nu prea. Ia stați un pic. Stați, ia uite. Am prins primul baboi live să moară Larisa. Ia uite. Aha, îl vedeți, nu? Mamă, ăsta ar trebui să mă ducă la mai mulți, să-mi spună unde e gașca aia mare. Mamă, e frumos. Opa. Ia să vedem. Oh, deci prima captură, într-adevăr, se poate captura. Mi-e drag așa să pescuiesc. Sincer, mi-e drag să-i și mănânc. Ia uitați. Oh, e gras. E frumușel. Cred că are vreo 40-50 de kilograme. Să vedem, poate mai prinde vreo. Băi, voi sunteți nebuni, am prins 3 pești, mă. Și uite, acum a început să miște ușor așa, pac, pac. Probabil miroase mie picioarele atât de tare de fug pești ăștia. Ia uitați, am prins 3 pești, ești nebun. A, păi dacă vin cu 3-4 undițe, le dau sângele pe nas. Deci cu o bărcuță improvizată care mă poate arunca în apă tot timpul. Mamă, ce liniște e aici. Deci e clar, o să-mi cumpăr o bărcuță neapărat, o barcă de-aia de vreo 3-4 persoane, să o scot pe Fefi în oraș și să facem un grătar chiar aici în apă. Adevărat, da, să vedeți ce nebunii îmi trece mie prin cap și ce nebunii am să o fac. Băi, ești nebun, nu știu dacă se vede. Ia uite, încă se mișcă pluta. Deci, cred că în jumătate de oră
Ia să vă arăt că ți-am pus. Ia uite. Când ajung acasă o să-i cântărim bine, o să mai stau. Că mi-e drag să-i prind. Da, da, cred că s-a prins unul iar în plută, că mă uile. Deci s-au, am prins, cred că jumătate de kilogram. Ia uite, și mari și mici. Și au început să miște. Ia uite. Ce tare! Trebuie să recunosc că nu e foarte confortabil după vreo oră de stat. Ia uitați cum stau, zici că stau pe scaun. Poate cad cu asta în apă să trăiască Larisa, de nu mă nec pe Larisa aici în apă. Apropo, Larisa nu e fosta mea iubită, nu e nici viitoarea și nici actuala. E doar o vorbă de-a mea, așa spun eu, să moară Larisa. E foarte relaxant să stai la pește. Chiar am prins destul, doar că o să mă uit pe OLX să-mi iau o bărcuță de-aia, gen 2-3 persoane, să pot sta mai bine. Aș vrea să văd, poate pot să-mi pun și un scaunel. Nu de alta dată, doare spatele de la stat așa cocoșat pe bărcuța asta. Dar nu mă las, și drept dovadă, diseară am să și filmez când îi și prăjesc și îi și mănânc. Deci ca să fac un vlog complet, complet, complet. Indiferent cât prind. Prind un pește, prind 2, prind 3, până acum cred că am prins vreo 10-12. Mai stau să mai prind, să facem un vlog mare și să mă satur și eu burtica, eu și pe Fevi. Așa, iubiții mei, am ajuns acasă și o să-i curățăm. Deci am prins cam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pești. Și o să-i curăț. Deci cam în 2 ore, cam atâți peștișori am prins. Și v-am promis că am să-i mănânc. Dacă aveam vreo unul, ziceam că-i dau la pisică, dar eu nu am pisică, îi dădeam la pisica vecinului. Frumușei. Dar mai târziu, când se va mai încălzi afară, dar i-am promis lui Ștefi că nu o să o las pe ea, ci am să îi curăț chiar eu, ca să vedeți că sunt un gospodar și nu mă feresc de treabă alea. Dacă vreau să mănânc într-adevăr și aveam poftă doar să mănânc pește, mă duceam la obor, cum v-am spus, și pescuiam de vreo 300 de mii, 2-3 kg de caraș, chiar 5. Veneam acasă și făceam la grătar, dar așa mai mult mi-e drag să-i prind, e liniștea aia, ați văzut ce frumos era pe bărcuța aia. Acum îi o să-i tai, îi aranjez, după care îi prăjesc și o să-i pa. Așa, dragii mei, suntem gata să prăjim peștele. O să dau focul mai micuț așa. Am pus sare cu mălai. Putem să-l facem și cu făină și cu fesmet, dar deocamdată și așa îmi place mie cel mai mult. Mamă, câtă sare am pus, să moră Larisa. Cu mălai, chestii trestii, și începem după ce l-am spălat, se mai mișcă pentru că e proaspăt. E pește proaspăt. Eu când să moră Larisa. Hai, mă, fă-te, mă. Mamă, se mișcă asta sare. Și acum, în timp ce Fefi mă filmează, eu o să trebuiască să plec până pe Ștefan cel Mare în București. Dar până una alta, o să și mănânc un pic, să vă fac în ciudă. De fapt, să vă fac puțină poftă. Mamă, ce bine arată deci. Tu, Fefi, cred că-i plouă o guriță. Foarte. Miroase și bine deja. Vrea și bebe? Da, vrea bebe. Au, să dăm drumul la... Așa, ca să nu se facă... Mamă, l-a sărit în sus. Mamă, ce... Sare. E ce vrei, proaspăt. De cum? Și o să mai încapă încă unul și după aia... Păi, al alții mai pun o prăjeală. Data viitoare, ca să se mai încălzească lunile, săptămânile viitoare, lunile viitoare, să se mai încălzească și o să facem o grămadă de pește de ăsta. Și la grătar vă dau un Doamne ferește. Oprește. Da, doamnelor și domnilor, îmi pare rău că vă fac poftă, dar voi cei 40.000 de abonați o să cam aveți pofte. Pentru că va fi vara asta criminală și vom avea foarte multe de făcut la grătar. Și plăcinte am să fac eu, că așa îmi place mie, așa vrea mușchii mei. Să fiu eu vloggerul ăla mai criminal.
I-am scos prima șarjă. Nu știu dacă mai rezistă Fefi. Nu, vreau deja. Și Bebe e și el foarte... Bebe deja plânge, vrea și el. Da. Prima parte s-a făcut. Deci am prins 12 pești. Doar 12. Și v-am promis că am să-i fac și am să-i mănânc. Și nu neapărat de promisiunea voastră, ci de focul meu, de plăcerea mea și al lui Ștefi. Sunt foarte bun. Ia uitați cum arată. Bine, să fie clar, Ștefi mănâncă pe toți, adică... Da, adică... Imediat cum se va face timpul mai cald să se, să se poată prinde mai bine pești. Ah, m-a ciupit, mă, sarea pe aia. Sarea. La fix a ajuns și mălaiul. Nu a fost foarte mult, dar sunt prins de mine. Munca mea, nu? Da, că dau pe jos și că așa nu se mai pune. Curățel, pe urmă, stai liniștit, adică nu e nicio problemă. Adică da, am nevastă. Adică și nu. Ca de încheiere, nu, ăsta-i las ei că mai e făcut. Ia să vedem dacă se aude. Frige. Mamă, ce bun e să moară toată Larisa pe din nou. Vreau. Mă simt atât de bine încât vița mea o aține baterie. Oh, frige. De mic mi-a plăcut să mănânc. Nu le mai mânca codițele, că vreau și eu codițe. Doamnelor și domnilor, o să ne vedem după ce-i terminăm.